Cu o săptămână înaintea debutului la turneul final din Serbia, selecționerul Gheorghe Tadici a anunțat lotul celor 16 hambaliste pe care se va baza la campionatul european. De la campiona României, Olchim Râmnicu Vâlcea, au fost convocate 8 hambaliste, Ungureanu, Curea, Nechita, Manea, Stanca, Brădeanu, Meiroșu și Neagu. Corona Brașov le-a trimis la lot pe Balin, Hotea și Țăcălie. De la Universitatea Jolidon Cluj vor face deplasarea Paraschiv și Vodinanu. De la HCM Baia Mare au fost convocate Smedescu și Geiger, în timp ce singura reprezentantă a Zalăului este Pintea. Deși face parte din lotul al naționale, în urma partidelor de pregătire cu Germania, Patricia Vizitiu a fost anunțată de Gheorghe Tadic că va fi lăsată acasă. Chinionista Olchimului vine după operație la ligamente și va rata al doilea turneu final consecutiv după Mondialul Brazilian din 2011. Naționala României va debuta la campionatul european din Serbia pe 4 decembrie împotriva reprezentativei Rusiei. A doua zi urmând să întâlnească finalista Olimpiadei de la Londra, reprezentativa Muntenegrului. La două zile distanță, pe 7 decembrie, româncele vor înfrunta selecționata Islandei.